Racheta nucleară cu care rușii amenință Occidentul a explodat la lansare în timpul unui test. Imagini din satelit arată că racheta supranumită Satan 2 a distrus întreg poligonul. Despre această armă și propaganda din jurul ei ne dă mai multe detalii chiar acum. Colegul meu, Daniel Coman. Așa arată arma de temut a Rusiei, supranumită sugestiv Satan 2. Numele ei oficial este însă RS-28 Sarmat și este o armă impresionantă, cel puțin pe hârtie, adică dacă ne uităm la cifre deocamdată. Mai exact, această rachetă are o lungime de. 35 de metri și un diametru de 3 metri și transportă focoase nucleare. La fel de importantă este și raza ei de acțiune de peste 10.000 de kilometri, chiar 18.000 de kilometri, dacă luăm în seamă sursele rusești. Conform acestora, dacă ar trece de sistemele de defensivă, această rachetă ar putea să lovească aproape orice punct de pe glob. Și spun că este o armă de temut, ea chiar a fost folosită ca instrument de intimidare în ultima perioadă. Viaceslav Volodin este președintele Dumei de Stat rusești, adică o cameră a Parlamentului, iar declarația lui din urmă cu doar câteva zile este menită să intimideze Occidentul. 3 minute și 20 de secunde a spus Viaceslav Volodin că ar fi timpul în care această rachetă ar putea să lovească orașul Strasburg. Și nu întâmplător a spus Strasburg, este unul dintre orașele care găzduiesc sediul Parlamentului. European. O amenințare serioasă, însă viața la Volodin, trebuie să o spunem, a rămas fără obiectul muncii. Iar asta pentru că în urmă cu două zile racheta Satan 2 a fost testată, însă testul a fost un eșec complet. În această poză ar trebui să vedeți poligonul de testare. În locul lui vedem însă un crater. Imens. Este locul pe care se afla poligonul până în urmă cu două zile. Testul a fost un eșec total, așa cum vă spuneam. Racheta a explodat înainte de lansare. Nu va mai exista în perioada următoare un alt fel de test sau o altfel de încercare de lansare la acest poligon, pentru că el nu mai există. A fost distrus de această explozie și spun sursele occidentale că nu este prima dată când se întâmplă. Au mai existat cel puțin patru astfel de teste, toate eșuate.